Iar colegul meu, Vlad Ungar, a urmărit declarațiile celor doi și vine cu detalii în direct de la Bruxelles. Bună seara, Vlad! Te rog, te ascultăm! Bună seara, bine v-am găsit. L-am întrebat la conferința de presă pe secretarul general al NATO cât va mai dura războiul din Ucraina și dacă la un moment dat conflictul va îngheța. Mi-a răspuns că nu poate face o estimare în timp, însă că NATO va sprijini Ucraina atâta vreme cât va dura acest conflict, până la finalul conflictului, deoarece Putin nu poate fi lăsat să câștige. Este o declarație extrem de importantă pe care a făcut-o Jens Stoltenberg, mai ales în acest context actual și având în vedere modul în care evoluează războiul din Ucraina. A spus totodată Jens Stoltenberg faptul că este foarte important să știm că România va fi apărată și a subliniat ultimele evoluții din Marea Neagră, odată cu invadarea ilegală a Ucrainei de către Federația Rusă. Extrem de important, premierul Nicolae Ciucă a subliniat în această conferință de presă faptul că România alocă 2,5% din produsul intern brut pentru tot ceea ce înseamnă achizițiile de apărare, iar șeful NATO a punctat faptul că războiul nu a început de fapt în 2022, ci în 2014, atunci când Federația Rusă a anexat ilegal Crimeea. O declarație importantă, mai ales că încă de atunci, din anul 2014, liderii din estul Europei subliniau la Bruxelles că Federația Rusă devine o amenințare, însă părea că nu sunt luați în seamă. Iată că acum șeful NATO a punctat acest lucru în conferința de presă, că războiul a început atunci, odată cu anexarea Crimeei, iar acum e doar o nouă etapă, ceea ce am văzut de la începutul anului și până în prezent. We have expressed concern about the far-reaching effects that Russia's aggressive and irresponsible behavior may have on regional and Euro-Atlantic security. We have stressed the need for NATO to continue to closely monitor the situation in the Black Sea. This war shows that Romania has long maintained the strategic relevance of the Black Sea for NATO. Most wars end at the negotiating table, so we need to strengthen their hand on the negotiating table by providing a military support to maximize the likelihood for an outcome which is acceptable for Ukraine and to minimize the time before we get there. The stronger Ukraine is on the battlefield, the more likely it is that we'll have a political solution that ensures that Ukraine prevails as a sovereign independent nation in Europe.